Bună ziua, bine v-am găsit în acest film care este data de 8 aprilie 2024. O să verific această colonie și totodată voi explica începătorilor despre polen, despre păstură, despre puietul larvar, ouă, miere, cred că se știe. Am fost de-am luat uneltele, am menționat începătorilor, respect că, indiferent că aveți o colonie, două, trei, eu recomand minim 5, chiar dacă ești începător, fiindcă se poate întâmpla ca să pierzi o matcă, o colonie să fie mai slabă, să nimerești o matcă mai bătrână, și atunci, dacă ai numai o colonie sau două, aproape că le poți pierde de la început și te vei dezamăgi foarte tare. Vei fi foarte dezamăgit și nu o să mai cumperi alte colonii, fiindcă este vorba și de bani, mai ales că apicultorii mai avansați nu o să-i sprijine pe începători prea tare. Din ce motiv? Tocmai ca să le moară aceste colonii, fiindcă este o sursă de venit a unei stupini. Da? Și atunci începătorii nu o să aibă o informație foarte bine pusă la punct. Trebuie să nimerești și omul și apicultorul. Dacă nimerești omul și nu nimerești apicultorul, iar este o problemă, fiindcă acel om, chiar dacă are o bună voință, nu are cunoștințele necesare ca să îl pună pe picioare încă o stupină, da? Asta ar fi o problemă. Acum am venit la o colonie care se dezvoltă foarte, foarte frumos. Iată, a început să crească el făguraș aici. Nu băgăm în seama cei făguraș. De ce nu bag în seama cei făguraș? Fiindcă e vorba doar de dezvoltarea coloniei în sine. Îndepărtez tratamentul inițial. Și acum, pentru începători, să vedem despre ce e vorba, despre ce putem vorbi când luăm o ramă în mână. În primul rând, să vorbim despre păstură. Care e treaba cu păstura? Aici nu am foarte multe celule cu păstură, dar păstura se găsește în ramă în două stadii sau chiar trei. Să încerc să prind cumva, ca să se vadă bine. O să mai arăt păstura, aici e prea puțin. Păstura este rezultatul polenului adus de albină pe piciorușe de diferite culori, de la diferite plante, a căror stamine produc polen. Acest polen este, să zic așa, partea masculină a floarei, a florilor. Iată aici se vede bine celulă cu polen. De fapt, aceasta este o păstură. Și aici avem păstură. Ele și în celule se regăsesc în diferite culori. Păstura nu, polenul nu este depus în celule de trântori. Ca din polen să devină păstură, necesită timp și
trebuie un anumit timp ca acest polen să fermenteze. Și după un anumit timp devine păstură, care se mai numește și pâinea albinelor. Aici am o ramă și mai frumoasă cu miere și păstură. Aici se vede și mai bine celulele cu diferite culori umplute pe 3 sferturi. Această păstură se regăsește în tot cuibul. O să mă uit eu dacă are nevoie de ceva extindere. Văd că cantitatea de albină este destul de limitată, așa că mă voi duce până în capătul opus. O să iau și următoarea ramă. Mă uit după matcă ca să pot manevra ușor rama. Bun, dacă păstura bănuiesc că s-a înțeles, trecem mai departe și ne uităm după puietul căpăcit. Puietul căpăcit seamănă cu ceea ce se vede aici. El este de culoare maronie și ușor bombat. Iar păstura se poate afla la mărgini și mierea. Deci mierea căpăcită este în partea superioară, nu are o formă, cum să zic eu, simetrică, căpăcită. Nu este simetric, el este căpăcit în mai multe feluri, iată așa se vede aici. În schimb, puietul căpăcit este simetric căpăcit și se vede exact forma celulei. Să mă uit un pic despre larve. Larvele sunt de culoare albă. Să vedem dacă putem să ajungem și la larve. Aceste larve se află în această zonă. Nu îndepărtez albinele din zona larvelor de obicei. Nu știu cât se vede. Oricum, dacă vă uitați la larve într-un stup, o să duc camera în partea opusă să văd dacă perpendicular cu soarele se vede mai bine. Vin aici, singura problemă e că se încălzește de la soare și voi lua următoarea ramă. Deci cred că s-a înțeles ce este păstura, iar puietul larvar este un pic mai greu de înțeles, dar trebuie menționat atâtea lucruri. Câteva lucruri, adică puietul larvar. Matca depune ou, iar oul o să stea în picioare, în celulă. Sunt foarte micuțe ouăle. Iar în a doua zi se apleacă pe lateral. A treia zi se lasă pe fundul celulei culcat și se eclozează larva.
din prima zi, din stadiul de larvă până în a șasea zi. În a ziua a șasea, larva va fi căpăcită, după care se transformă în nimfă. Uite, după mătcuță, da? Deci, să văd dacă se vede mai bine din această poziție cu soarele în spate. Acesta este puietul căpăcit. Mai are aproximativ 5 zile de până la eclozare, dar acest lucru liber veți însuși cu timpul. Este greu ca un începător să învețe sau să îi se formeze ochiul pentru a vedea aceste lucruri. Merg mai departe în cuib. Pe această ramă se vede și mai bine puietul larvar. Am în toate stadiile pe această ramă. Iată. Acum sunt sigur că se vede larve în toate stadiile. Din ultimul stadiu care trebuie căpăcit și prima zi de eclozare și ouă. Cam așa arată. Bun, acum interesul meu e să văd dacă în această colonie mai adaug o ramă. Mă uitam un pic de după păstură, mă uitam un pic după polen. Și nu prea era polen foarte mult. Verific și această ramă. Albina depozitează nectar și deja polenul e mai puțin. Aici a venit matca, de fapt se află și aici, pe această ramă, și depune ouă. Ce fac mai departe este să-i adaug încă o ramă. De data asta pot îndepărta această diafragmă de polistiren. Și voi veni cu o ramă de după diafragmă de aici. Așa. De acum sunt necesare rame goale. Aici trebuie să aduc o astfel de ramă goală. Voi adăuga rama goală.
are un pic de miere pe ea. O să-i adaug în lateral și de acum are și celule unde să lucreze. Plus o ramă cu miere de rezervă, care data viitoare voi vedea ce măsuri voi lua cu acea miere. Probabil o să stea un timp așa și în caz că nu mai au mâncare, acolo va fi. Dar la cum se anunță acum timpul, cred că va fi în regulă și cu mâncarea. Pun aceste vaporizatoare pentru acidul formic, fiindcă voi aplica un tratament și ai. Aici voi adăuga în felul următor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, am nevoie de 12 ml de formic, îl împart în fiecare vaporizator, câte puțin. Așa. Cam asta este. Hagurii respectiv îi las albinei, nu îi iau din colonii. Nu, deocamdată n-aș muta, să zic așa, rame cu puietă de la o colonie la alta, chiar dacă unii sunt mai puternici și alții sunt mai slăbuți, nu aș face acest lucru. Pentru a monitoriza varoa, o să curăț și fundul antivaroa. Și cam atât. Și cam atât în acest film. Până la următorul, numai bine!